Stimați prieteni, au început să apară florile de primăvară, iarba este verde de acasă și de la Dudăi Purini. Este o atmosferă de început de primăvară și de speranțe. În localitatea unde ne aflăm sunt atâtea elemente de istorie locală încât a le enumera și pe doar două, trei este o încercare, nu știu cum să vă spun, de caracterizare a unui loc oarecum binecuvântat de Dumnezeu. E destul să vă amintesc că în comuna aceasta au existat și foarte mari personalități, v-am mai relatat despre asta, iar acum încă mai trăiește prietenul nostru Ion Gheorghe Pricop, un mare romancier. Am început așa tocmai pentru a prefața întâlnire cu primarul de la Dudăi Purini, un tip cam sportiv, așa, mie îmi place cum arată în momentul ăsta, așteptat însă la ușă de destui cetățeni ca să ne ceară să fim scurți. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua, domnule primar! Dar nu formulați dumneavoastră, că ne străduim noi să fim scurți. Da. Nu cu pantaloni scurți, pentru că am venit aici și noi cu ambiții. V-am găsit dimineață la treabă, așa faceți de obicei? În primul rând, vă urez bun revenit, o revenire frumoasă în comuna noastră. Da, într-adevăr, eu sunt primul la primărie, aș putea spune. Mi-am format un obicei din asta, să aștept funcționarii și cetățenii. Câți aveți? Funcționarii, cu toate că avem o comună gradul 2, avem în jur de 10 funcționari publici. Da, și ați spus încărcătură maximă pe... Nu e încărcătură maximă, numai 16 poate de... Păi asta spun, că 10 fac cât 16, dar primarul face cât 2? Nu o face cât 2, eu zic să face cât 1, da. Așa. Dar bun, că n-are rost să ne acumulăm energie din astea supra... Vezi că ritmul întrebărilor va fi rapid. Da. E greu să fii primar într-o comună de 4.000 de oameni? Dacă aș spune că nu este greu, aș spune că sunt modest sau că am o anvergură din asta și o capabilitate foarte mare, dacă aș spune că e ușor, iar aș minți. Problemele sunt, într-adevăr, foarte mari în comunitățile rurale. Hai să detaliem. Orice primar, cred că are probleme, cel puțin în fiecare zilnici, probleme care... cu care se confruntă. Nu știu, am plecat la drum așa cu un anumit entuziasm. Acum îmi dau seama, practic, că lucrurile sunt mult mai complicate decât păreau la început. Asta nu înseamnă că nu se pot rezolva. Eu încerc să spun că la Dudăi Purini, unde este primar Petrică, Chiriac, adică omul din fața mea, sunt acele probleme zilnice care înseamnă și apă, și canal, și viața mai civilizată. Gaz n-aveți, nu? Și nici n-aveți nu, de gând. Așa. Am discutat. Dar înseamnă și, eu am un termen nu tocmai academic, actăraie, tot fel de hârtii, tot fel de aprobări, tot fel de cercetări. Hai să o iau oarecum într-o ordine. La legea 10, adică la împărțirea pământului mai aveți probleme? Da, mai sunt câteva titluri de emis, în jur de 10 titluri de proprietate. Asta e floare la urechi. Da, noi față de alte comunități suntem bine. Am înaintat către cadastru și asta e din cu legea 165 cu inventarierea terenurilor. Am inventariat terenurilor. Așa. Dar un alt inventar ați făcut? Cât s-au plecat din comună în răstimpul ăsta? Deci, probleme cu, ca și la celelalte comuni, avem peste probleme tot, cu cetățeni care au găsit un alt loc de muncă, special Italia, Spania, văd acum Germania. Traiul în comunile astea este destul de greu, nu se găsesc locuri de muncă și cetățenii își găsesc acolo unii mai departe de casă. Da. Avem satul Valea Grecului, care prepondere, aș putea spune, cu plecări, da. Dar în cazul se și vede în urma lor când s-a domnflorit, efectiv, da. Adică au venit și și-au făcut o casă, pentru că acolo
Valea Agricolului este o localitate care a fost premiată pe timpul comunistilor, comunismului, așa, însuși fiul cel mai iubit al patriei, de pe timpurile alea. Da, erau mami eroini, erau, și într-adevăr locurile de casă erau, sunt grămădeau acolo, foarte mult și atunci au fost nevoie de construire de noi locuințe. Găinari mai aveți pe aici în condițiile astea? Ce înseamnă găinari? Furturi mici? Furturi mici, sunt. Mai sunt. Au avut probleme. Deci aveți destui la 416? Nu. Deci avem în jur de 38 de persoane. Deci cam 1%. Foarte puțin, având în vedere faptul că suntem aproape de orașul Hluj și au mai găsit locul de muncă. Și din ăștia sunt cazuri sociale, cu probleme medicale. Deci, avem 520 care lucrează. Despre învățământul local putem vorbi? Cum se dezvoltă și dacă se dezvoltă? Că în cazul acesta și natalitatea e mică, nu? Natalitatea este mică, într-adevăr. Noi cu școlile nu putem spune că avem probleme în ceea ce privește clădirile. Dotare, da. Și dotările. Deci clădirile sunt într-o stare foarte bună. Cam câți copii aveți în comună? Deci 420 ceva în toată comuna. Deci peste 1%, ceea ce da, tot puțin este, problema da? Este la peste 10. Da, peste 10. 10. 10%. Suntem 4600. Da, da, da. Vreo 4600, cred că reală, așa să zicem. Problema este la Duda, acolo pentru că 2 ani o să trebuiască să închidem școala, pentru că s-au făcut clase. Și acolo le veți asigura elevilor Avem microbuze, două microbuze de transport școlar și acum folosim un microbuz pentru localitatea Bobești. Apropo de școală, am fost martor când dumneavoastră i-ați acordat titlul de onoare lui Ion Gheorghe Pricop, un fost profesor și director, acum pensionar, ce-i drept, dar care, iată, e un mare scriitor, e o emblemă culturală, am văzut că l-ați onorat. Partea culturală se revigorează prin contribuția unor asemenea oameni? Eu cred că da, dacă din alte puncte de vedere nu ne putem lăuda atât de mult cu cât ne-am dorit, și mă refer la investițiile care au un rol minor, practic, datorită aportului financiar. De partea culturală am încercat și cred că am reușit, în bună parte, să scoatem în evidență cetățenii care au adus și aduc în continuare un aport deosebit la cunoașterea acestor lucruri. Așa, ca paranteză, aveți până și un seriist, un lucrător la serii da, care se ocupă de istoria comunii. Avem oameni deosebiți. Anul acesta o să-l omagiem pe domnul Penișoară. Așa, o să-i facem și dumneavoastră în bus. Opa, asta înseamnă că aveți bani la primărie? Eu zic că da, este pentru prima dată când bugetul primăriei merge pe plus. Avem un fond de moment 5 miliarde, care le-am alocat special pentru drumuri. Asta înseamnă că s-a bine și cu taxele și impozitele? Da, cu siguranță. Cam cât la sută? Undeva la în jurul 70%. Bine. Sunt se laudă cu mai mult, dar de la 30, la 70, da. Bun, deci aveți niște condiții, că până la urmă oamenii au de... Stați că mai este o întrebare. Pământurile sunt strânse la... Pământul se lucrează în asociații. Așa. Avem un număr de 6-7 asociații. O parte din terenuri sunt la domnul Porumboi, la acum văd cu șpioapătă. Da. O parte din băieții ăștia tineri o să preia, zic eu, din suprafețe respectiv, să lucreze. Pentru că interesul este să lucrăm terenurile grupate și nu... Dumneavoastră l-ați luat în arendă vreun hectar de pământ? Nu, am luat în arendă. Nu am societăți. Deci sunteți numai primar? Numai primar, deci... Și nici mascar nu sunt. Și... Dacă înțelegi ce vreau să spun. Eu am înțeles că știu ce înseamnă și cum înseamnă. Deci am trecut puțin în evidență ca să ne oprim până la urmă tot asupra personalității primarului. Și anume, ideea de
a conduce o comunitate complexă, unde sunt oameni dintre cei mai sărași, până la oameni de cultură mai deosebiți, și care înseamnă pentru primar un stil aparte de muncă. Că, într-un fel vorbești cu ăla necăjitul și cu două prăjini de loc și într-un fel cu unul din... Așa, ați zis că acordați culturii un fel de prioritate. Că dacă l-ați programat pe cântărețul Valeriu Penișoară, pomenit fie numele, înseamnă că aveți gânduri mari. Eu cred că fiecare în viața asta își găsește locul. Deci este loc soare pentru toată lumea. De asta am căutat să înghinăm toată gama asta de... Adică să cuprindem efectiv toată populația comunii. Sunt oameni care au preocupări culturale, sunt oameni care au preocupări sportive, sunt oameni care se ocupă de agricultură, de producție. Pentru fiecare în parte, am încercat să discutăm cu fiecare categorie în parte și să îndinăm aceste lucruri, pentru că o comunitate nu se poate dezvolta haotic și de multe ori m-am întâlnit cu cetățenii și am spus, de cine ar trebui nouă o scenă? De cine ar trebui nouă? Dom'le, trebuie și scenă, trebuie și drumuri, trebuie și piatră, trebuie și asfalt, trebuie și accesate fonduri europene. Este pentru o dată, când comuna a accesat fonduri europene, lucrăm la un proiect din ăsta de modernizare drumuri interne. Am văzut că ați scurmat drumul ăsta cu tractoarele. Ce faceți? Pentru prima dată, în 26 de ani, am avut... sau mandatul ăsta a Consiliului Județean și-a ținut promisiunea și pentru și vă da bănuții. Să le mulțumesc. Nu ne-a dat bănuții pentru că lucrarea este a dumnealor. Aha. În schimb, am avut înțelegerea din partea Consiliului Județean pentru modernizarea drumului ăsta. Păi, dar faceți o șosea de, nu de 7, ci de vreo 14-15 metri, mult mai lată. Eu cred că meritul este al oamenilor care, nu este al meu, este al oamenilor care de-a lungul timpului am insistat în mod deosebit. Eu sunt în comuna asta de 35 de ani. Nu sunt jet de jet din comună. Dar am și eu și poate și alți primari, prin urmă, am insistat în mod deosebit pe drumul ăsta, pentru că era o prăpastie de drum. Acum, Consiliul Județean, în sfârșit, proiectul durează 3 ani. E început din 2015, din noiembrie. Deci, de alt an merge pe asfalt. Eu cred și am promisiunea constructorului că segmentul ăsta de drum de la Iepureni la ieșire din Duda va fi în acest an terminat. Stimați prieteni, după cum observați, trecem repede de la una la alta, dar nu vreau să uit să-l întreb pe domnul primar o chestiune care ține de finețea preocupărilor, și anume, domnule primar, considerați că primăria, primarul, are statut de vector cultural, adică promovează cultura și este un model de comportament în societate? Cu siguranță. Cu siguranță. Deci primarul, toți factorii de decizie din comună sunt vectori, practic. Dacă ne-am luat serios munca pe care o avem, eu cred că de multe ori ne uităm la televizor și pe asta spune că domnule, le place emisiunea asta. Eu nu cred. Eu cred că oamenii sunt transportați de vectori de imagine. Atunci când le dăm și iau, practic, societatea noastră fiind societate de consum, iau ce li se dă. Și de multe ori am zis, domnule, trebuie cultură, trebuie... Ba da, trebuie. Pentru că asta o să ne ducă mai departe. Tot ce rămâne din noi este sclipirea asta pe care o avem noi, de moment, de a aduce mai departe valorile culturale. Omenirea așa s-o... Chiar că îmi place ce spuneți, vedeți o anume, să zicem, luminiță. A, da, eu am mari speranțe cu această comună și eu cred cu tărie că în 5 ani, dacă sperăm că o să mai întâlnim, o să vedeți într-adevăr o comună Duda-Iepureni mult mai luminoasă din toate punctele de vedere, și cultural și economic, pentru că vremea lucrurilor proaste și asta eu cred că o trecut.
Tineretul ăsta trebuie să-și pună cuvântul. Eu, în echipa de mea, pentru mandatul viitor, am oameni tineri, oameni cu pregătire. 90% din viitorii consilieri al PSD-ului vor fi, știu, oameni cu studii medii și superioare. Deci, veți avea și opoziție? Ce părere? Cu siguranță opoziția este necesară și trebuie să fie. Deci, dacă nu este, trebuie inventată. Glumesc. Dar în momentul în care ești singur și crezi că, cred că nu numai eu, toți avem chestia asta de a, cred că un dereglaj, un de a, uman. Suntem atât cunoscători, atât... Și la urmă e bine ca cineva să-ți dea peste mână. Asta înseamnă opoziția, să-ți atragă atenția, să spună că nu ai făcut bine. Dar dacă mă uit bine, nu prea tremurați la ideea de opoziție. N-am de ce să tremur. Îmi place opoziția. Ce să dezbătut? Îmi place să am discutat. De ce să aveți emoții? Și pot să vă spun. Deci, în acest mandat, eu am avut 3 consilieri, iar opoziția a fost din 9 consilieri. Și m-am descurcat foarte bine cu ei. Punctul 1. Și eu am, deci, propunerile au primit adeziune, chiar au opoziție. Nu, au fost discuții libere. Chiar asta e adevărul. Deci, întotdeauna, când am întocmit lista de investiții, am avut discuții cu opoziția. Și e foarte bine. Eu vin și cu propuneri pentru... eu știu, capitolele de pe investițiile respective și au fost chiar bine primite. Chiar bun. Bine primite. Acum să trecem un pic la enumerări. În afară de drumul ăsta, trebuie să remarcăm că s-a înnoit. Nu știu ce ați făcut, nu e drumul dumneavoastră, dar de la Huș până aici aveți o șosea bună. Acum despre comparații cu cea de acum 4 ani. O șosea bună, un asfalt, trasare și așa mai departe. Bacă, ce faceți între Duda și Iepureni este demn de toată lauda. Repet, chiar dacă nu e a primării. Vreau să spun că Consiliul... Că deci, până la urmă ajungeam aici, la trama stradală, infrastructura rutieră, este pusă la punct la voi? Deci infrastructura rutieră nu pot să spun că este pusă la punct. De asta noi avem și insist pe chestia asta. Lucrăm la un proiect de fonduri europene prin PNDR, măsura 7.2, și deja este finalizat studiul de fezabilitate și cred, de exemplu, că la anul o să lucrez pe asfaltare drumuri interne, avem 4 km, 1 milion de euro. Mai mult de atâta, anul ăsta avem din banii de la fondul de rulment, i-am alocat toți pentru infrastructură. Satul Iepureni, aș putea spune că în următorii 2 ani ar putea avea undeva la 50% asfalt. Dacă șupiat pe toate drumurile. Pe toate drumurile. Să nu fie nici o uliță nepietruită. Dincolo, în celelalte sate, să spunem așa, pietruite, sunt undeva 70%, mai sunt câteva nepietruite. Dar cum se circulă curent pe drumuri de piatră în toate satele? Eu zic că se circulă bine. Sunt și situații în care, într-adevăr, bun, mai sunt sate, dar nu pe drumurile de legătură. Nu. Pe drumurile de legătură avem drumuri... Câte sate are comun? Comun are 4 sate, din care 3 sunt cam cu același număr de locuitori, în jur de 1.000-1.100. Așa. Și un sat mai mic, Bobeleștiu, cu 120 de locuitori. Sat mai mic. Așa. Dumneavoastră, pe care îl favorizați? Unde? Nici pe unul. Nici pe unul. Păi da, de ce nu sunteți aici din Duda? Eu am încercat să le spun cetățenilor că atunci când cineva sau îi primește în curte, în casa lor, niciodată nu pe nordul și în fundul grădinii. Și îl duce la... și-l pune în cămara cea mai bună. Și de asta le-am spus că centrul comunii trebuie dezvoltat. Am încercat în proiectul ăsta și am schimbat un pic fața sau centru, dar mai avem de lucru pentru că am spus în 2-3 ani o să vedeți un alt centru de comun. Trag o concluzie. Dumneavoastră știți că aveți de lucru. Foarte. Că veți face destule. Că veți candida. Acum, noi să știm de pe acum că veți și învinge? Întotdeauna când treci la lupt, nu cred că este vreunul care pleacă să piardă.
toată lumea vrea să învingă, e clar. E traducat, sunteți optimist. Foarte optimist. Asta îmi place. Nu știu dacă e corect. Lingvistic, literal, foarte optimist. Nu? Foarte optimist. Nu este. Doamne, dar toată se folosește. Deci, domnule primar, un cuvânt pentru oamenii dumneavoastră, s-o păsit că vor citi și veți putea avea... Deci, în primul rând, eu le doresc tuturor cetățenilor sănătate, pentru că dacă nu ai sănătate, e mai greu. Și, în al doilea rând... Visez mai puțin, da. În al doilea rând, cred că ar trebui să se uite înainte cu foarte mult optimism. Au în fruntea lor, să spunem așa, un om care... Un om onest, asta ar vrea să spun. Și... Nu fac promisiune deja. Ceea ce promit, fac. Puțin, bun și mergem înainte cu mare încredere. Foarte curând vă revedem. Până atunci, sănătate, sănătate, sănătate. Că asta vreți cel mai mult. Da. După care, optimism ne place și veți vorbi despre planurile dumneavoastră de om. Aș deschide un alt punct de discuție, dar știm că aveți o familie realizată. Și după aceea să vorbim despre visuri în toate domeniile existenței umane. Deci deja v-am anunțat tema următoarei noastre discuții. Da, eu vă mulțumesc pentru prezență, vă așteptăm la următoarea revenire noastră în comună și sper că atunci o să detaliem poate planurile de viitor și toată pentru campanie. Cu toată prețuirea, da. Domnule primar.